Liberalii veneau cu documente. Și veneau și spuneam domnul Maniu, care de fapt în presa liberală era scris Maniu Ghiula, nu Iuliu Maniu, ci Ghiula Maniu, maghiar. La un moment dat au fost niște atacuri la adresa lui Maniu, care pe toată viața lui a suferit tot felul de atacuri la persoană. La un moment dat au fost niște afirmații, de exemplu, tot a unui activist ardelean, care spunea așa, domne, de câte ori a venit domnul Maniu în țara românească, îndregat, el fusese, fac aici o paranteză, el venise de mai multe ori și în Moldova și, și la București, înainte de unire și înainte de declanșarea primului război mondial. În 1912 el a vizitat România și s-a întâlnit cu lideri și n-a fost remarcat. Aici era unul din delegație de acolo, nu era cine știe ce. Dar el a avut, deja și-a format o impresie destul de proastă despre partidele regățene, cum se numea, și despre așa numita politică dâmbovițeană. Că toată povestea asta cu politica dâmbovițeană o avem de acolo, de la Maniu și de la alții lideri ai lui din Partidul Național Român. Spuneau ei Ghiula, dar el e român, nu? Păi, sigur, doamne ferește, era, chiar se trăgea din patrioți, din luptători, din memorandiști.